Salutare! Astăzi suntem în vizită la Lilia Ojovan, cea care a dat creația acestor minunate ținute, salonul sau atelierul Pupi Sweet Dress. Da, bună salutare! Ziua. V-am găsit, bine din noi! Bine te-am găsit și îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră pentru a împărtăși experiența ta pe 11 martie la trainingul Instagram, cum să vinzi pe Instagram. Spune-ne, de fapt, care este povestea ta și povestea acestui minunat locușor care vin femeile cu fetițele lor. Nu știu dacă se vede, de fapt ele sunt începutul acestei povești. Este vorba despre Amelie și Sofia. Amelie este fetița mea, Sofia este fetița partenerei mele, Angela Corincioi. Noi, de fapt, inspirate de ele, am decis că vrem să creăm ținute în special mama fiică, în special pentru fetițe, pentru că ele, toate mămicile își numesc fetițele prințese. Da, puține au șansa să se nască Charlotte, dar noi chiar încercăm să le oferim fetelor senzația de se simți altfel. Și chiar adevărat, fiecare femeie, doar când îmbracă o ținută de la noi, din prima se simte așa, parcă zboară, parcă... Ca o balerină parcă e mai diferit. Avem deja în iunie, la sfârșitul lunii iunie, împlinim 2 ani de când suntem pe piață, da. Și muncim foarte mult, pentru că aici este magazinul, iar în spate muncesc furnicuțele noastre, colegele noastre, da, din atelier, cele care, de fapt, în fiecare zi muncesc ca să scoatem aici piese noi, iar noi, cot la cot cu ele, investim... Dați naștere la noi pentru că totul se creează din colaborare client, noi, într-un fel, coordonatorii și fetele din atelier. Spune-mi, te rog, care este rolul tău sau cum te-a ajutat pe tine Instagram-ul ca să aduci la suflet sau aproape, cât mai aproape de clientele tale? Instagram-ul, de fapt, este și fotograful meu, și media meu. Acolo se aude Teița e cu mine non-stop peste tot. Pentru că am făcut, noi ce facem? Nu suntem niște un brand. Oh, sorry, eu fug un pic să o țin pe cea mică în brațe. Revin. Suntem aici, dar... Ca și fiecare... Orice pasiune se poate transforma într-o afacere și Lilia a demonstrat că poate transforma pasiunea ei de fashion, de nebunie pentru haine, pentru ținute elegante, în afacere pe care a creat-o. Vină să ne spui mai multe. Cum te-a ajutat pe tine Instagram să cucerești inimile a peste mii de femei pe care deja te urmăresc? Da, noi creăm o singură ținută. O fotografiez imediat, pentru că noi nu mai muzică, scoate... nu se repete, da, încercăm să facem lucrurile unice. Și respectiv, deja dacă se dorește, executăm la comandă. Din atelier se coase rochia sau fustița, i-am îmbrăcat-o, am ieșit, Instagram, am postat imediat. Pentru că este momentan, da? Da, este momentan, pentru că altfel înseamnă, ca să-ți faci genul o colecție, nevoie de mult timp pieză în atelier. Poze, retușare, poze, oricum avem și mini-colecții, și poze făcute de profesioniști, dar de obicei consultanta noastră, Anielu, este cea care ne face poze atunci când ne se apară sau chiar în magazin, da? Pentru că este realitate, este prezent și este aici și acum, ceea ce de fapt îți dă Instagram. Crezi că pentru Moldova Instagram este o platformă potențială? Inițial nu credeam. Eu chiar nu, ce Instagram asta, numai poze cu mâncarea? Când unii prieteni de-a mei erau pe Instagram și eu nu. După care am zis, eu cred că trebuie să-mi fac și mie Instagram, pentru că de Facebook deja obosisem. Obosisem de prea multă răutate, așa, de prea multe articole negative, prea multă expunere. Da, și nu știu, avem nevoie de un spațiu mai curat, emoțional. Instagram-ul este genul acesta, care oamenii chiar trăiesc frumos și nu... Zine două lucruri pe care ne le vei împărtăși și la training. Dacă deja... Da, cum să aveți parte de fani ai produsului pe care dumneavoastră, cum să cuceriți prin intermediul altor oameni
și cum să adunați like-uri, pentru că de fapt asta e dorința tuturor. Eu vă las aici pentru că Lelu este așteptată de fiica ei fug la și ne vedem pe 11 martie. V-am pupat! La revedere!